Producția industrială din Iași își revine după anii de decădere. Aproximativ 1600 de firme activează în zona industrială, cifra de afaceri însumate depășind 1,7 miliarde de euro. În Iași există 5 ramuri mari industriale: chimică, farmaceutică, metalurgică și utilaje grele, textilă și alimentară. Cifra de afaceri la nivelul Iașului a crescut în noiembrie anul trecut cu 9%, deși la nivelul național pandemia a pus la pământ mai multe domenii. Cifra de afaceri la nivelul Iașului a crescut în noiembrie anul trecut cu 9%, deși la nivel național pandemia a pus la pământ mai multe domenii. Din cauza pandemiei, volumul producției industriale s-a redus în primele 11 luni ale anului 2020 cu 10,2%. Cele mai vulnerabile ramuri în contextul pandemiei continuă să rămână fabricarea articolelor de îmbrăcăminte și încălțăminte, industria bunurilor de capital, fabricarea autovehiculelor, mașini și utilaje. Totodată trebuie remarcată evoluția industriei chimice și cea a produselor farmaceutice, care în contextul crizei sanitare și-au menținut trendul ascendent. Ceea ce am văzut este că totuși la noiembrie anul trecut a avut loc o revigorare a activității industriale la Iași. Avem o cifră de afaceri cu plus 9% în 2020 față de 2019. Asta și datorată faptului că în ultimele luni ale anului trecut, în ultimul trimestru, din prin septembrie, ultimul trimestru, a avut loc o revigorare a industriei, mult special cea legată de automotiv. Iar noi în Iași avem câteva firme foarte mari motiv și a avut loc această redresare, mai ales datorită resuscitării, ca să spunem așa, pieței de autoturisme din și autovehicule din Asia de Sud-Est și din China. Legat de faptul că totuși industria ieșeană este conectată foarte mult la ceea ce înseamnă export. Industria creativă din Iași își menține trendul ascendent, în timp ce industria Horeca a avut o scădere semnificativă în anul de evoluție al pandemiei. PIB-ul total al județului Iași este determinat de industria tradițională și cea creativă, depășind astfel serviciile sau comerțul. Industriile creative care funcționează încă în Iași, tot ceea ce este legat de industrii creative, dar avem și această scădere legată de ceea ce înseamnă firmele care sunt legate de evenimente, care sunt legate de organizare de congrese, simpozioane și cu tot lanțul aferent care înseamnă Horeca. Acestea au scăzut cu mai bine de 20-30% în medie, ceea ce sigur că ne face să ne gândim că una peste alta la bilanțul anului 2020, probabil că Iașul se va afla pe media națională, adică acel renumit minus 3,9. Deși perioada pandemiei și restricțiile impuse la nivel național au afectat mai multe domenii industriale, unele firme din Iași și-au menținut constant activitatea. Pentru o firmă producătoare de transformatoare de joasă tensiune, pandemia a adus o creștere a cifrei de afaceri. Aceasta a intrat pe piața industriei în 1996. Deci, de când a început pandemia, în 2020, din martie, noi ca și unitate nu am avut de suferit, în sensul că o trebuie să dau oameni în șomaj tehnic sau să reduc programul de lucru de la 5 zile pe săptămână să-l fac la 4. Chiar am avut, să zicem, o creștere 2020 față de 2019. Datorită acestui fapt, acum în martie anul ăsta am preluat un contract de concesiune în Parcul Industrial Miroslava pentru construirea unei noi hale de producție, un alt punct de lucru, unde dorim să readucem producția de transformatoare de joasă tensiune. Activăm pe piața națională, suntem adică un furnizor național la nivel de țară și extern, intracomunitar, respectiv Franța, în Bulgaria, dar mai puțin, nu putem spune că este o pondere foarte mare vis-a-vis de achiziții de livrările intracomunitare și export în Israel. Acum 2 ani de zile am făcut. În cadrul fabricii își desfășoară activitatea 23 de persoane, mare parte dintre aceștia tineri. Cea mai importantă zonă de activitate este partea de asamblare a transformatoarelor, unde lucrează 50% din angajați. Aici este zona în care se face parte de asamblarea transformatoarelor de medie și de joasă tensiune, transformatoare de măsură, unde sunt tot felul de activități pe parte de bobinaj, asamblarea miezurilor, izolații și tot ce înseamnă partea asta de interior a transformatorului, mecanica transformatorului.
Cel puțin 50% din angajați lucrează în zona de asamblare. Cel puțin 50. Când sunt vârfuri de producție, clar că mai luăm și de pe alte zone, de pe partea de atelier mecanic, aducem oameni pentru a ajuta la partea de asamblare. Sunt foarte multe operațiuni care se execută manual și automat resursa umană e destul de importantă în etapa de aici. 2021 se preconizează că toate activitățile vor contribui pozitiv la avansul economiei. Construcțiile își vor continua evoluțiile favorabile din ultimii ani, dar într-un ritm mai redus, determinat de efectul de bază. În ceea ce privește industria puternic afectată de criza sanitară, se așteaptă pentru anul curent o revenire parțială, atingerea nivelului din 2019, fiind estimată în mod conservator pentru anul 2022.